populația municipiului Cluj-Napoca nu a crescut în ultimii 10 ani. Suntem tot acolo. Dar cereți 100 de școli noi. Noi am făcut 6. Mai facem încă 4. Atunci, de unde e diferența? Puneți o chestie matematică elementară, doamna consilier local. Puneți-vă întrebarea asta elementară. Dacă populația Clujului n-a crescut, de unde avem presiunea asta școlară? Firesc și logic era să puneți întrebarea că am fost în Apahida, în Baciu, în Florești și am constatat că în Florești, unde sunt 80.000 de oameni, acum de-abia acum primarul actual încearcă să facă față cu niște școli noi, să pună acolo. Deci, Clujul, din nefericire, plătește prețul incompetenței administrațiilor din preajmă, care nu și-au sincronizat infrastructura nici rutieră, nici educațională cu nevoile lor. Cine plătește prețul oalelor sparte? Clujul? Ok, îl plătește, că facem tot ce ne stă în putință, da? 6 școli noi, 200 de milioane de euro, tren metropolitan, centură metropolitană, metrou, toate aceste lucruri le facem, care nu sunt responsabilitatea noastră. Nu e treaba Clujului să facă nici centură, nici metro, nici tren. Fie a guvernului, fie a celor care nu locuiesc în Cluj-Napoca. Dar noi ne-am asumat aceste lucruri, să fie foarte clar. Ne-am asumat și suportăm toate critice, greutățile. Putea să stăm foarte bine la primărie, să ne ocupăm de reparația la 2-3 străzi, mai facem un bulevard, un pasaj pe aici, pe acolo și gata. Toată lumea zice bravo. Dar noi ne ocupăm de probleme mari ale zonei metropolitane, ale orașului, tot ce înseamnă. Ne-am luat asupra noastră aceste lucruri să le facem. Noi, care putea să nu avem nicio obligație legală, nici metro, nici tren, nici centură, nu avem nicio treabă cu ele. Și atunci, nu e fair play față de munca, repet, a colegilor mei din primărie, care muncesc pe brânci ca aceste proiecte să le ducem înainte, să le facem, tocmai ca acest Cluj metropolitan, așa cum îl gândim noi, să meargă mai departe. Evident că omul nu este vinovat că stă în Florești sau în Apahida sau în altă parte. Ei sunt clujeni de-ai noștri. De aceea noi abordăm metropolitan. Mă deranjează însă faptul că nu se vede acest lucru și se spune. Asta mă deranjează pe mine. Că nu se recunoaște o realitate. Se spune, da, avem realitatea asta, se face treaba asta și e bine, hai să susținem cu toate mijloacele posibile. Dar să se spună doar. Nu arunca tot ce e rău pe Cluj și a spune că restul sângeri în preajma noastră. Asta deranjează. Doar să spune lucruri pe nume. Municipalitatea asta se ocupă de toată zona metropolitană. Realitatea asta este, dacă ne uităm și suntem corecți unii cu alții, Clujul se ocupă de toată zona metropolitană, de toate problemele pe care le are aproape. Transport, mobilitate, școală, creșă, grădiniță, de toate se ocupă Clujul. Și atunci arunca tot ce e greu doar pe Cluj nu este fair play. Nu, pentru mine personal, eu sunt obișnuit că sunt politică de 20 și ceva de ani. Dar pentru colegii mei care muncesc în fiecare zi, bine că apar în element de nedreptate. Și noi tot muncim la brânci și tot nu suntem mai vinovați. De aceea am spus că mesajul dumneavoastră este doar cu o jumătate de adevăr. Dacă ați fi făcut poza corectă să spun, doamne, domnule, avem problema asta mare, nu noi cei de aici am generat-o, dar încercăm să o rezolvăm împreună. Și o rezolvăm în fiecare zi. Și asta facem în fiecare zi, prin ceea ce v-am spus mai departe. Că legislația permite ca cineva să-și facă flotant și să vină o presiune pe școlile din Cluj, vine la municipiului Cluj-Napoca. Știți bine problema aceasta, vă ascundeți după deget. Știți bine că se fac flotante peste noapte și atunci vii și spui că vreau să stau acolo. Știți bine treaba aceasta. De ce vă prefaceți când o vedeți? De ce o ascundeți și o băgați sub preș? Vă rog să spuneți doar lucruri pe nume și atunci dacă aveți poza asta mare, ok, accept evident orice lucru care poate fi îmbunătățit. Oricum noi asta facem. Deci încă o dată închei acest mesaj. Pentru noi, toți clujenii, indiferent unde locuiesc în zona metropolitană, sunt extrem de importanți pentru că aduc avantaje Clujului. Doi, nu este Clujul vinovat de nerealizările administrative în materie de infrastructură și educație ale comunilor din preajmă. Să fie foarte clar acest lucru. Și nu mai puneți pe seama Clujului aceste lucruri că nu le-a făcut. Dar trei, în egală măsură vă spun că în fiecare zi ne preocupă și de aceea două treimi din efortul primăriei este alocat pentru lucrări extra Cluj, pentru zona metropolitană. Două treimi din munca noastră, acolo se duce. Și sunt proiecte de 4,5 miliarde de euro. Nu de lei, de euro. Nu milioane, miliarde. Și aceea v-aș ruga să aveți amploarea la acest lucru ca să știți comunea de oameni, că nici noi nu suntem decât totuși aceiași, care trebuie să se ocupe și de școala Brâncuș, dar și de proiecte de 4,5 miliarde de euro. Toți aceia suntem, care trebuie să le facem în fiecare zi. De aceea aș vrea doar o corectitudine în raport cu ceea ce se întâmplă, nimic altceva.